După o pauză de o săptămână, Ploieștev revine cu o nouă grilă de programe, emisiuni în direct, producții care abordează teme din diverse domenii și mai ales un jurnal de știri echilibrat cu subiecte care te vor ține la curent cu cele mai noi informații. Ecaterina Petrache, Monica Marin, Marius Visarion, Bogdan Enache, Daniel Costache, Cristi Georgescu, Vlad Mateescu, Daniel Dimache și Cristian Anghelescu sunt realizatorii care vor căuta răspunsuri pentru întrebările și problemele dumneavoastră. Cum ne dorim să fim aproape de prahoveni, am întrebat și pe aceștia ce își doresc să vadă la Ploiești TV, singura televiziune locală de știri din județul Prahova. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la o televiziune locală? M-ați luat prin surprindere și chiar nu știu. Să fie mai mult divertisment, mai multe știri bune care să ne facă mai fericiți. Să dea aspecte din toată viața socială a orașului. Curățenie, mai ales curățenie, lasă de dorit. Să ne axăm mai mult pe curățenie. Da. Informații despre viața cetății, ca să zic așa. Ceva sport, muzică, divers, divertisment. Pe ce credeți că ar trebui să ne axăm mai mult? Pe ce credeți că ar trebui să ne axăm mai mult? Pe știri interne. Faptele de zi cu zi, ce se întâmplă în oraș, în viața partidelor eventual, despre candidații, când e vorba de alegeri. Noi vrem, dar nu se vede nimic făcut. Străzi curate, amenajate, parcuri, vopsite blocurile astea într-un fel și să arate toate, și ele toate. Nu numai înainte de campania electorală, atunci, în săptămâna aceea, să prindă un pic viață. Să mergem să le atragem atenția autorităților locale cu scurte de genul. Ar fi bine să ne și asculte. Normal ar fi să dea ceva care interesat tot publicul ploieștean. Adică știri de astea care sunt acum la ordinea zilei, ce să mai știe mai nou și mai vechi din Ploiești și ce să mai poate, știu eu, reface acum, că mă uit că sunt multe zone care sunt dărâmate și nu au mai fost refăcute. Aici mă refer la domn primar, că este în dreptul lui și partea cu gunoaiele. M-ați întrebat altceva, dar ce aștept de la o televiziune de știri? Noutăți și mai ales să ne întrețină, să ne țină în priză continuu. Asta ar fi cel mai important. Ploiești TV se relansează, vine cu o nouă grilă de programă. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la o televiziune locală? Păi, spre exemplu, dacă se poate, până cimitire e cam neregulă, așa. Au devenit așa cimitirele un fel de proprietate privată. Să mergem în cimitir să atragem atenția asupra regulilor de acolo. Păi, spre exemplu, ce am pățit eu acum de curând. Au decopertat mormântul, dar nu în prezența mea. Mi-a arătat niște plăci sparte, de unde le-o fi adus, nu știu, și m-a pus să cumpăr plăci noi. Și în barem cel puțin după ce le-am plătit la preț dublu, nu le-a tăiat pe dimensiuni. În orice moment vrem să cunoaștem problemele cu care vă confruntați zilnic, iar grijile cotidiene sunt preocupările noastre. Orice informație ce poate deveni o știre, ne-o puteți semnala pe aplicația WhatsApp la numărul de telefon 0790 000 012, iar unul dintre reporterii noștri vă va contacta în cel mai scurt timp.